Colegiul Național Roman Vodă a fost anul acesta organizatorul noii ediții a Târgului de Oferte Educaționale 2017, la care și-au prezentat oferta educațională 9 colegii și licee tehnologice din Roman și zonă. Marți 11 aprilie, între orele 12 și 16 și 30 de minute, pragul Târgului Educațional a fost trecut de mii de elevi de gimnaziu aflați în căutarea viitorului liceu în care vor învăța. Suntem astăzi gazda Târgului Educațional pentru elevii de clasa 8-a. Este o ofertă destul de largă pentru că au venit atât liceele din Roman cât și din zona. Elevi, profesori încearcă să-și atragă pentru școlile lor elevii, prezentând, așa cum am spus, o ofertă educațională bogată. Asta înseamnă pliante, rezultatele obținute la concursurile școlare, oferte extrașcolare, toate aceste lucruri îi motivează și atunci, cu siguranță, elevii își vor găsi drumul pentru ceea ce înseamnă admiterea de la clasa nouă din toamnă. Câte licee s-au prezentat? Avem înscrise 9 licee care au venit cu oferta educațională. Bineînțeles că pe lângă acestea sunt și anumiți parteneri de-a noștri care vin cu oferte, așa cum am spus, și ONG-urile, avem Ușatini iarăși de partea noastră și ne bucurăm pentru că înseamnă că elevii au de unde să aleagă, nu vor trebui să găsească soluții în altă localitate sau în alt județ. Candidații la un loc în clasa a noua într-un liceu sau școală profesională au putut afla date referitoare la media de admitere de la repartizarea computerizată din anul anterior, precum și planul concret de școlarizare a fiecarei unități școlare liceale. Toate aceste lucruri îi motivează pe elevi să-și găsească drumul pentru următoarea etapă de învățământ, cea liceală. La acest târg au venit cu oferte și ONG-urile de tipul Mușatini sau People to People, care au completat paleta de acțiuni extracurriculare din licee. Grupurile organizate de elevi au fost însoțite de diriginții claselor A8 din toate școlile gimnaziale din Roman și comunele limitrofe.